Așa-ți vorbește Hristos, Domnul, femeie! Glorie-ți! Iată, zice Duhul Sfânt, dacă nu eram de partea ta, de mult erai sub glia pământului, strigă Duhul Sfânt. Dar iată, m-am atins de tine, zice Duhul Sfânt. Căci iată lacrimile unei femei din neamul tău. Le-am auzit, zice Domnul, și le-am văzut, care are o legătură cu mine. Astăzi îți spun, femeie, că preța e înaintea ochilor lui. Simena cadoșe, ca nobre de baie, rabis de manio de vol, rabuni viet, menaiet, medic suprem. M-am coborât să te înștiințez. Că ceamă în corpul tău voi lucra, strigă Duhul Sfânt. Să vede un suflet de femeie la care voi lucra, strigă Duhul Sfânt. Și pentru îngrijorarea, pentru un suflet de parte bărbătească, voi lupta eu, Hristos Domnul, pentru el, strigă Duhul Sfânt. Căci luptele sunt mari și grele. Și ai vrea să-l împingi în binecuvântări pe acest suflet, zice Domnul. Dar cum port de grijă eu, nimeni altul pe pământ, strigă Duhul Sfânt. De aceea apropie-te cu credincioșie, zice Duhul Sfânt. Căci iată, voi întinde mâna, voi lăsa o biruință, zice Duhul Sfânt. Și se va vedea că sunt Hristos Domnul, care astăzi s-a vorbit cu Duhul Sfânt. Amin.